Azi în noapte, în jurul orei 3, polițiștii de frontieră din Vama Albița au reținut o femeie în vârstă de 29 de ani cu cetățenie în Republica Moldova și căutată de autoritățile din Belarus pentru săvârșirea infracțiunii de spionaj informatic. Pe numele tinerei există o alertă Interpol, emisă de autoritățile din Belarus acum 5 ani și jumătate, aceasta fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de spionaj informatic. Persoana în cauza a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale a IPJ Vaslui în vederea cercetărilor.